Să ne întoarcem la chestionarul lui Proust. Fericirea pe care ți-o visezi? Să dobândesc harul răbdării și harul tăcerii. Da, e bun. Nu știu să spun care e visul meu de fericire. Nu știu ce e fericire. Mi-e foarte greu să lucrez cu termenul ăsta. Dar îmi amintesc un moment pe creanga unui dud, aflată la vreo 5 metri înălțime. Cred că aveam 5-6 ani. Locuiam într-o casă curte pe strada Precupeții Vechi. Cu amândoi părinții sau cu unul? Doar cu mama mea. Și tatăl tău la ce vârstă a plecat de acasă? Când eu aveam mai puțin de un an. Și după aceea l-ai văzut mereu? Până la vârsta de 10 ani, destul de rar. După aceea ne-am văzut mai des. Și la 10 ani, când ai aflat, când ai fost pe recepția unui tată, ca să zic așa? Ce s-a întâmplat? Asta e întrebarea. Ai avut un șoc, o bucurie? Nu mai aduc aminte. Nu. Deci, în curte, în dud. Spuneam că era un dud în curte, la poarta acolo, înalt, bătrân. Și într-o zi, nu pot să spun de ce, nu cunosc ce a fost în capul meu, nu mi-aduc aminte, m-am urcat pe o creangă foarte sus în dudul ăla acolo, m-am așezat ca un urs coala, ursuleț coala, așa, pe creangă acolo și am rămas acolo, fără să mai scot un cuvânt. Și firește că a trecut ziua, a venit seara, bunica mea săraca a început să țipe după mine, Cristinel, nimic, eu nu scoteam un cuvânt. A venit maică mea de la servici și ea, săraca, a luat-o pe stradă, pe cartier, să întrebe Cristi. Mama îmi spunea Cristi, bunica mea spunea Cristina. Bunica era intelectuală? Nu știa să scrie, nici să citească. Aduna și a câștigat existența adunând buruieni de pe calea ferată, ca să elibereze calea ferată de buruieni la CFR. Deci, maică mea alerga pe străzi, vecinii convocați să strânsese lumea acolo, chemată miliția, spre seară, strigă-te, iar eu stăteam genua deasupra tuturor, fericit, pe creangă, acolo, și mă uitam la spectacolul ăsta de jos. Și acum îmi dau seama, atunci n-am înțeles, atunci mă simțeam bine, pur și simplu, nu știam de ce. Sadismul de a-ți vedea o bunică și nu o mamă era suferind, sadism. Dar ce era? Nu vreau să fac rău, era un sentiment atât de bun. Era sentimentul de a vedea o lume din care eu sunt eliminat. Eu nu mai existam în lumea aia și eram evocat, se striga după mine, aproape ca, la un moment dat, ca bocetele de la mormântare. Eu eram mort, de fapt, acolo. Și aveam privilegiul extraordinar să văd lumea după ce eu nu mai eram în ea. Asta mi se părea o chestie extraordinară și care mă obsedează și acum. Nu mă interesează moartea, dar mi s-ar părea nemaipomenit să mă pot uita la o lume din care eu sunt scos. Asta e tot o obsesie de manierist. Tot manieristă. Trebuie să-ți faci, te rog să-ți pregătești și clipul post-mortem.